Astăzi am un alt tânăr campion. Nu e campion la vreun sport, ci la perseverență, la seriozitate, la idei și la muncă susținută. În principiu e campion la reușită în afaceri, pentru că omul ăsta s-a născut într-o comună din Iași, într-o casă cu 10 copii. Iar astăzi, la doar 23 de ani, companiile lui sunt evaluate la aproape 7 milioane de lire sterline. Îl cheamă Beniamin Moisă și acum este aici, care are o poveste atât de tare încât dumneavoastră cei de acasă cu siguranță o să fiți fascinați. Te salut, bine salut, ai venit. Unde vrei să stăm, la bar, pe canapea? Hai să stăm la bar. Hai să stăm la bar ca băieți, exact. Uite, ia-ți un loc aici, imediat să aduc, te rog frumos. Okay. Ia un loc aici, nu, aici e păcat. Ești îmbrăcat la patruace, știi cum e? Adică trebuie să fii aici, Ciucă, te rog frumos să aducem niște apă pentru prietenul nostru milionar, apă proaspătă. Beniamin Moisă, te rog frumos, da? Perfect. Două pahare, Ciucă, că fac eu ce este azi. Te salut, mă bucur că ești astăzi, ești cum? E băutură sau apă? Nu, apă, n-avem voie cu băutură la televizor, nu știu de ce e regula asta, dar păcat, știi? Ce faci? Cum ești? Foarte obosit. Stai în Londra? Stau în Londra, da. Am venit în România într-un trip de afaceri, pentru două săptămâni. Da? O să fiu foarte prins și sunt foarte, foarte obosit. Eu mă bucur că ești astăzi alături de noi, pentru că povestea ta sper să inspire pe foarte mulți oameni de acasă, da. Știi? Mereu auzi povestea asta, la orice se întâmplă, dar noi nu avem bani, dar noi nu putem să ne facem treaba, dar noi nu putem să ne descurcăm. Tu ești băiatul la care ai demonstrat că se poate, se dintr-o poate. Familie de 10 frați. 10 frați. Cum a fost? Cum ai plecat? Acum ai 23 de ani. A fost greu. Nu pot să spun că a fost ușor, a fost greu, dar nu-mi place să mă stau să mă plâng. Mulțumim să stau, să vin să plâng, să inspir milă. A fost greu, dar am muncit. Dar nu e inspir milă aici, cred că tragi un semnal de alarmă. Băi, se poate! Se poate, da. Majoritatea tinerilor, ei sunt în familii de astea mediocre. La fel cum a fost și eu. Nu sunt o familie, nu vin dintr-o familie cu un background super de bani. Tata nu a fost milionar niciodată, tata a investit tot în noi. Și am știut și ce-i munca la câmp, am știut și ce-i munca pe șantier de mic. Am muncit de mic. Tata ne-a învățat cum să muncim și partea asta, munca de jos, să spun așa. Am muncit chiar și în canal. Dar ne-a învățat și viziunea spre viață. A implementat în noi de când eram mici. Ideea e că tatăl tău, când avea firma de tâmplărie, care n-a funcționat, nu s-a dat bătut. Vedem niște poze din copilărie și a înființat o firmă de construcții, nu? Da, în 2007 a deschis o firmă de construcții, era foarte greu. Nu a mers nici aia foarte, foarte bine, dar cu banii respectivi a făcut o casă cât de cât ok, nu e super lux sau ceva. A întreținut 10 copii, toți la școală, la facultăți, și a întreținut-o chiar și pe mama la facultate. Că mama la 40 de ani a făcut facultate și eram 11 la școală. Și nu a avut niciodată datorii. Tata niciodată nu s-a împrumutat de bani și nu a lucrat nicio zi în străinătate. Și cum a făcut toate lucrurile astea? Deci tatăl tău și-a dat seama că școala e foarte importantă pentru voi. Toți 10 frații la școală și la 40 de ani s-a apucat și mama ta de facultate. Da, ca să fie contabil la firma tatălui meu. Și cum ai ajuns la Londra? Eu am avut o perioadă în viața mea de adolescentin, știi? În adolescență, ca anturaj, am dat. Foarte rebel. Am fost, nu știu cum, a fost disciplina de așa natură în familie, încât a trebuit să respectăm niște reguli. Și când am dat de liceu, când am dat de anturaj și de șmecherii și chestii, m-am dus la vale. Și am dat de alcool, băuturi, femei, absolut tot. Interlop, mai mult, e foarte, e o perioadă foarte... Ai găsit o paletă mult mai mare. Da. Am încercat absolut orice. Nu mi-e rușine să spun. Aveai regulele stricte, ceea ce trebuie să faci, cum trebuie să arate viața ta, și la un moment dat când te-ai dus la liceu și nu mai era tata lângă tine, anturajul te-a stricat pentru o perioadă. Da. Am vrut să încerc, eram curios. Și ce ziceau ai tăi? Că totuși... Am plecat de acasă atunci. Tata a plâns foarte mult, a venit după mine, bine, nu pleca, uite, noi te-am crescut într-un fel. Nu m-a lăsat de școală, am continuat, am fost plecat vreun an. Mă îndrăgostisem foarte tare de o tipă atunci, foarte superbă și așa. Și am plecat un an, m-am făcut... Unde ai plecat? La Londra? Nu, am plecat de acasă. De acasă, de la tine, din Iași? Da, eram în clasa 10. Ok. Și m-am mutat acolo lângă liceu și un an asta departe de familie, n-am vorbit cu ei. Un an ai vorbit cu ei? Nu. Plângea tata, țin minte, îmi dădea mesaje și de ziua mea și nu i-am răspuns. Atât de... pur și simplu nu mai împăsa. Dar nu-ți mai păsa pentru că regulile pe care le avusese erau prea stricte. Da. Da. Din punctul meu de vedere, acum am ajuns, zic eu, destul de matur la vârsta mea,
nu sunt chiar așa strict. Așa ți se păreau ție? Așa mi se păreau, ca orice copil de altfel. Și au fost o perioadă, au intervenit în niște procese la poliție, nu știu ce. Adică și chiar erai rău-rău? Da, rău-rău. Eu nu mă feresc să spun, vreau să ies sincer, poate să dai haterii, poate să dai orice nimeni. Dar de nimeni. Ce? Că e viața ta. E viața mea, mea că e de admirat faptul că ești bine, părinții investesc în tine, după aia anturajul te schimbă, te doboară, ajungi cu interlopi, cu alcool, cu poliție pe capul tău și toate astea și apoi îți revii și ajungi tânărul la milionar cu care stăm chiar, de vorbă. Chiar sunt niște videoclipuri, chiar o zic la TV, sunt niște videoclipuri care unii colegi de-a mei din liceu, când eram eu beat și dansam și așa, nu sunt niște situații indecente sau ceva, pur și simplu dar le folosesc acum pentru că acum eu m-am băgat în educație cumva a tineretului și le folosesc acum, bă, ăsta vă educ. Dar eu vreau să demonstrez că oricine care ajunge acolo are o șansă la viață. Și chiar are o șansă la viață. În fine. Adică colegii tăi de atunci din perioada liceului folosesc imaginile astea și ce, uite bă, ăsta, după ăsta vă luați, ăsta vă... nu știu ce. Așa și? Da. Zim, și așa. De și poliție. Când de am intervenit poliția, atunci aveam 17 ani și l-am sunat pe tata că vreau să mă întorc acasă, că nu mai aveam nicio șansă, nimic, că nu mai, odată ce mă la poliție loc, nu mai puteam să mai fac eu chestii trăiești. Așa, și l-am sunat pe tata și am stat, uite, vreau să mă întorc acasă. M-au lăsat toți prietenii, am rămas absolut singur. Toți prietenii mei, știi, când ai bani și totul merge bine, toți stau lângă tine. Absolut tot. Și tata a zis că vin acasă, că sângeleapă nu o să face, dar să știi că ce te-ai băgat e descurs singur. Și atunci am apelat la Dumnezeu, că am știut că nu mai am pe nimeni. Și am apelat la Dumnezeu și Dumnezeu m-a scos. Din toate problemele alea am ieșit cu un, cum se spune, cu un trecut curat, nu am nimic în spate care mă ține și am decis să plec la Londra. Încă era, aveam 17 ani, tatăl meu mi-a zis așa, Benny, termină școala. Am investit în ei, plângând îmi spunea și am zis că, tată, uite, n-am ascultat până acum, dar de acum ascult. Și am stat și am dat bacul. Deși am lipsit foarte mult de la școală, eram la matematică, informatică la un liceu din Iași, intensiv matematică, deși am lipsit foarte mult, m-am reapucat să învăț cât am putut și am luat chiar și bacul. Deși aproape jumătate de clasă nu l-am luat. Am luat bacul și după aia am zis, tată, am luat bacul, pot să plec acum. Și o zic că, Beni, mai stai și dă școală de șoferi. Fă școala de șoferi, ia permisul și după aia vezi că altfel zbori în viață. Am stat, dar nu mai pot, că vreau să fac bani. Sunt mai băiete, ascultă. Am stat și am ascultat. În momentul și cum ți-ai zis, cu bacul și cu permisul de conducere, altfel zbori în viață? Altfel zbori în viață. O zic că nu te mai oprește nimic. Deștept ești, sănătos ești, inteligență ai grijă în ce o folosești. Și am zis așa, ok, dau, după ce am dat permisul, la 200 mi-am luat bilet să plec în Londra. Mi-am împrumutat fratele meu 50 de lire și m-am dus acolo. Da, de ce ai într-un oraș pe care nu-l cunoscuți niciodată? Și nici în engleză nu știam. Și te-ai dus la ce? La cu orice, la construcții. Și Tudor la muncă, da. De asta zic. Da, dar orice român, majoritatea, de fapt nu orice, majoritatea românilor care pleacă în străinătate, în asta se bagă în construcții. Adică cine nu știe engleza, intre la... Și nu știe engleză atunci? Nu, deloc. Și te-ai dus în Londra? M-am dus, da. M-am angajat niște suceveni din Suceava și m-am angajat pe post de măturător. Și m-au muncit, și o să zic oricine, țin minte, m-au muncit oamenii respectivi de nu știam nici cum. Dar nu m-am lăsat. Adică ce înseamnă? Non-stop, era... Intram în site șantier dimineață și căram undeva la 7 tone de plastăbordul rigips. Pur și simplu căram în spate. Și aveam aici la picioare, lumea zice, când ai muncit tu, de ai avut sânge la picioare. Aveam aici numai beșit și sânge la picioare. Și nu m-am lăsat. Și n-aveam nici telefon, nici cu ce să mă descurc. Și așa am muncit o lună și ceva. Ce mai rămân. După aia mi s-a oferit oportunitatea să mă duc. Știa întâmplăria, pentru că tata a avut firmă în întâmplărie. Știa întâmplăria de acasă. Și am zis că dacă știu întâmplărie să mă duc. Și m-am angajat la o firmă de englezi. Englezii respectiv erau foarte mulți români angajați acolo. M-am băgat pe acolo și m-am ținut de treabă. După două luni, ține minte și acum, era director ăla mare, era inspecție și s-a uitat printr-o crăpătură așa, de sus, eu l-am văzut cu coada ochiului, se terminase pauza și băieții încă stăteau la cafea. Și eu pac acolo pe jos, munceam. Și o zic că băiatul ăla du la mine. Tu ai simțit că... Nu, da, munceam. Și? Și a zis așa, uite, vreau să-mi renovez office-ul. Un office foarte mare, superb. Și vreau să te iau la mine în office. Că nimeni nu vrea să meargă, că e în afară la Londra. Am zis, ok. Bine, nici engleză nu știam bine, dar am zis că trebuie să mă descurc.
I-am renovat ofisul respectiv, am stat acolo în ofis cu el 3 luni, acolo se vorbea numai engleză, am învățat engleză, mă descurcam și după aia mi-a zis așa, Benny, echipele pe care le-am zis incapabile să-mi termine proiectul. Era... Tare poveste. Era un proiect de 68 de apartamente și o școală și erau incapabili. Și am zis că fratele meu avea firma deschisă, nu avea atunci oameni și chestii, dar am zis că... Fratele tău venise și la Londra? Era acolo înainte, era, 4 ani. Dar era muncea în construcție, da. Făcea management. Și am zis, ok, aduc eu. L-am chemat pe vărul meu, am mai chemat câțiva care știam că sunt în Anglia și am zis că hai să mergem sumă. Și în 2 luni am băgat undeva la 15 oameni în compania mea și mi-am pus compania mea sub contractor la compania respectivă. Când au văzut cum merge treaba, ne-a dat nouă tot proiectul ăla, 68 de apartamente. Și plus că atunci a venit și pandemia și toată lumea s-a retras pentru că guvernul a dat și bani. Și mi-a zis directorul, Beni, uite, noi trebuie să trăim proiectul pentru că dacă suntem în întârziere, noi plătim undeva la 10.000, 15.000 pe zi dacă nu deschidem la timp. Ok, am zis că noi lucrăm și overtime, peste program, numai să meargă treaba. Și am stat acolo cu echipa de când a început pandemia și l-am predat la chei. Ultimul om am plecat. Deci, practic, tu ești omul care ai devenit milionar și ai reușit să faci compania asta, plecând totuși într-o perioadă destul de recentă, adică exact când a început pandemia. Atunci, da, a început oarecum ascensiunea. Cu un an înainte de pandemie. Cu un an înainte, da, a început ascensiunea ta. Revenind după o scurtă pauză de publicitate, ajungem în prezent și aflați cu ce se ocupă Beniamin Moise, așa îl cheamă, pe băiatul ăsta care poate să fie o lecție pentru foarte mulți, că de multe ori, orice faci, știi, nu știu, auzi mesaje. Păi noi nu avem 200 de lei, la cât de greu e, nu știu ce. Eu sunt convins că e greu, dar dacă stai doar să te plângi, nu reușești să faci absolut nimic. Corect. Așa că omul ăsta este un exemplu foarte clar. A fost greu, dar a reușit să răzbată. Ne întoarcem imediat. 23 de ani are. Oameni buni, ne-am întors alături de dumneavoastră. Beniamin Moise. Moise, omul care are 23 de ani, 10 frați, o familie care nu i-a pus totul la picioare, a reușit să se realizeze omul ăsta și să tragă un semnal de alarmă. Dacă muncești și dacă vrei, cu siguranță poți să faci treburile astea. Da. Câți ani angajați ai acum? Acum ne-a dus foarte mult. Sau cât ai avut cel mai mult, ca să spunem așa? Am avut 242 de self-employed. N-au fost angajați, pentru că în Londra e self-employed, e liber profesionist care vine, lucrează la tine. Deci 242 de oameni pe care îi plăteai lună de lună. Da. Îți mai aduce aminte, în perioada asta, care a fost cel mai mare, nu știu, salariu pe care l-ai, nu odată, cât ai dat pe lunar pe salariu, cel mai mult odată în toate nemurile? La 350.000, 400.000. De lire sterline. De lire. Asta înseamnă să pleci de la nimic și să reușești ușor, ușor să te realizezi, să faci ceva. Iar acum te-ai întors în România pentru că vrei să faci treaba aici în România. Da, vreau să arăt că se poate și vreau să am eu un proiect, nu o să-i dau numele acum, dar e pe educație. O să fie național. O să mă ocup personal de... Am văzut că nimeni nu face treaba asta în România. O încercat, o să-i dau numele, Shelley. Da. O încercat Shelley și l-au pus ăștia la pământ pe degeaba. Și vin eu cu ce pot, cu resursele financiare pe care le am și investesc cât pot de mult în educație. O să fie niște turnee naționale în toată țara. Plus o să am o școală privată care am anunțat-o la mine pe Instagram și sub asta o să fie o asociație prin care fizic o să ajutăm și cu bani copiii care nu au șansă la școală. Sunt pentru foarte, tu știi că ai făcut parte din copiii ăștia. Da, da. Noroc că ai avut un tată care te-a ajutat să ajungi unde ai ajuns. Și am zis că nu vreau, poate nu pot mii, dar 10, da, 10 copii eu dacă îi ajut să, ei să aibă tot ce are nevoie, bine, o să cercetez dacă are potențial sau nu. Dacă eu la 10 copii le schimb viața și pot să-i întrețin 4 ani în școală, să spun la liceu sau la gimnaziu, eu sunt fericit. Pentru mine bucuria mea e mai mare când ajut, am mii de mesaje și angajați, îmi dau mesaje cum trăiesc eu la mine în companie. Bine, mă înjură după ce îi dau afară, dacă fac probleme, dar cât timp, chiar am o stare după emisiune, dacă vrei, mesaje cum ei își schimbă viața. Și pentru mine bucuria mea e mai mare când eu văd un mesaj de la, sincer îți zic, dacă, decât să câștig 20.000 de pounds, ca să nu zic o sumă mai mare. El este Beniamin Moise, așa îl găsiți și pe Instagram. Asta vrea să facă cu învățământul, cu școala. Îți mulțumim mult de tot că ai trecut pe la noi. Să ai baftă și te mai așteptăm. Când mai vii prin țară, te așteptăm și baftă la facultate. Acum ai student? Da, sunt student. Unde? Cum? La Oxford, la Accounting and Finance. E o școală, facultate poți să termin în 3 până în 5 ani. Poți să o fac online, poți să mă duc fizic. Dar, sincer,
Eu nu cred că am nevoie de facultate, nu mă ajută. M-am băgat la facultate acolo ca să-mi fac relații. Pentru că e un loc de conexie. Da. Nu am intrat pe merit, să nu creadă lumea că, vai, sunt așa deștept și am intrat pe merit. Plătesc. Plătesc lunar și plătesc bani. Taxă. Da. Dar tu vrei să ai și diploma de student. Da. De om care a terminat facultatea. Îți mulțumim mult de tot. Să ai multă baftă. Eu mulțumesc și succes și salutări familiei tale. Sigur. Mulțumim mult de tot. Te mai așteptăm cu mare drag. Mergem mai departe. O să te las să mergi acolo. Ai venit cu unul dintre oamenii cu care lucrezi. Îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm. Eu am puțină treabă. Ai auzit și tu că era un băiat care urla în spatele camerei de filmat. Magi tot. Și trebuie să-l chem. Îți mulțumesc mult de tot și cu mare drag te așteptăm oricând.